Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele! Cu bucurie ne întâlnim cu dumneavoastră, evident și cu sfaturi legate de sănătatea plantelor, aduse de invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, care îi spun bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Horia Ghibu este specialist în protecția plantelor și este alături de noi de câțiva zeci de ani buni, tocmai pentru a veni în fața dumneavoastră și a vă aduce cele mai bune sfaturi legate de prevenirea bolilor și combaterea burienilor și dăunărilor la majoritatea culturilor pe care le aveți dumneavoastră în grădin sau chiar și în cultura mare. Suntem deschiși și fermierilor mari care întâmpină dificultăți sau vor să afle mai multe amănunte legate de bolile și dăunătorii din culturile de cereale. Pentru dumneavoastră, cei care sunt în fața micilor ecrane, în fiecare zi de luni și miercuri, la ora 18, avem și cele două linii telefonice deschise, astfel încât să puteți apela numerele de telefon și să intrați în direct cu noi. Și dacă am amintit de cele două numere de telefon, haideți să ascultăm și primele doleanțe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Acum n-am reușit să fac al treilea tratament la puia și la brazii argintii și am văzut că de o săptămână a început la puia să se usuce din interior către exterior. De exemplu, în octombrie, acum dacă fac al treilea tratament, îi mai salvez cumva? Se poate face tratament, însă trebuie neapărat să vă uitați pe masa foliară în exterior, unde este verde, dacă nu sunt ceva dăunător. Se pot vedea și cu ochiul liber. Numai chiar acarienii nu-i vedeți cu ochiul liber. Dacă nu sunt asemenea probleme, atunci puteți să faceți o igienizare, să-i scuturați, o să cadă cetina care e uscată jos și puteți să faceți un tratament cu un insecticid și cu un produs pe bază de cupru. Vă recomand insecticida acaricid să omorâți și eventualii acarieni care se instalează, deci păianjeni care se instalează pe timpul iernii în coroană. Așa am făcut primele două tratamente, așa le-am făcut, da. Dar n-am avut timp în septembrie și am zis să fac acum. Nu, nicio problemă, puteți acum timpul, încă o lună de zile este timp frumos. Și nu vă gândiți la ce este mai rău, să nu vorbiți despre salvare. Fenomenul de uscare din interior este unul fiziologic normal, pentru că nicio plantă nu crește acolo unde nu are lumină, iar în interiorul coroanei este întuneric. Domnul Ghibu v-a spus să scuturați foarte bine cetina și să o greblați sau să o lăsați pe pământ într-un strat cât de cât subțire, pentru nu că o arunc de acolo, așa, arunc, ea acidifică solul și face, îl pregătește solul permisiv pentru conifere. Dar nu este rău și dacă adunați cetina și adăugați soluție cu apă cu geliasol pentru a aduce un aport de elemente nutritive. Dacă le pun la rădăcină sare amare, câte 25 de grame la fiecare. Nu dați nicio altă substanță decât ce vă recomandăm. Toată lumea au fost oameni care au încercat cu sare amare și au venit la mine și mi-au spus, domnul Ghibu, îi exact zero. Am înțeles. Dați geliasol, îi un îngrășământ la care plantele răspund foarte bine. Și așa, o lingură la 10 litri de apă, da? Cum o lingură, deci 100 de grame trebuie pus în 10 litri de apă, iar la plantele care depășesc 2 metri, se face o udare pe lună cu 10 litri de apă. La cei care sub 2 metri, 5 litri odată pe lună. A, deci pun 5 litri la fiecare pom odată pe lună? La ăia care sunt sub 2 metri. Da. Odată pe lună, cel puțin 4 luni consecutiv.
Și atunci aveți rezultate de nota 10. Cu geliasol, nu? Da. Geliasol. Apă deci și geliasol. Pe pământ, da? Numai pe pământ și când faceți tratamentele la conifere, încercați pe cât posibil să le faceți cu atomizorul și soluția să pătrundă și în interior, pentru că acolo se adăpostesc și incubează o serie de dăunători, plus că scoarța s-ar putea să fie afectată de o serie de sfredelitori și atunci insecticidul trebuie să ajungă până pe scoarța trunchiului. Am înțeles, eu acum aș avea un mavric, ar fi bun mavricul să-l combin cu ce? Este bun, nu este nicio problemă, dar acolo pe timpul iernii, acum toamna, încep să se adăpostească. Fie că se adăpostesc viespri, fie să adăpostesc acarieni, adică păianjeni. Da, am înțeles. Și atunci dumneavoastră va trebui să-i omorâți pe ăștia și să ce folosiți un insecticid acaricid mai dur. Deci, nisorunul, sau vertimecu, sau vertabu, sau floramite, sau sunmite. Astea sunt produsele care sunt testate de noi și dau rezultate foarte bune. Deci atunci renunț la starea amară, dau tot așa cu geliasol. N-are niciun rost, numai vă faceți de lucru. De exemplu, eu mai am câțiva pomi din ăștia puși de 3 ani de zile, Leylandii. Ăia n-au nicio treabă, dar acum am dat seama că ei sunt mai rari și de aia nu se îmbolnăvesc așa de. Nu e adevărat. Și Leylandii reacționează. Deci Leylandii este o varietate de tuia. Da. Într-adevăr, este ușor mai rezistentă, că este mai aerisită, dar să știți că păduc țestoși și acarieni fac și ei. Am înțeles, da. Păi ăia văd că sunt sănătoși și ăștia au început, dar acum îmi dau seama din cauza că sunt prea deși. Da, sigur. Prea deși se opăresc, în interior nu au lumină. Deci trebuie de... Dacă curățăm și le dăm ce le trebuie, nu-i problem. Trebuie de 2 ori pe an, în primăvară. Da, în aprilie. În aprilie făcut o igienizare, deci scuturați. Așa fac, așa. Așa, și odată în septembrie-octombrie. Astea sunt niște lucruri firești care trebuie de făcut. Eu am mai făcut și în iunie-iulie una. Mă rog, dacă ați făcut, e foarte bine. Dacă nu, eu atât recomand să nu ne apucăm să mai deranjăm plantele. Odată în martie sau aprilie și una la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Și ați rezolvat problema. De exemplu, am decopertat acum un teren și mă gândeam să las și am pus pământ, mă gândeam să las până în primăvară și pe asta să pun gazon sau aș putea pune gazon acum, dar mi-e frică să nu se mai lase sau așa. Cum să vă explic. Dacă ați pus acum pământ, trebuie neapărat să lăsați să se înierbeze, să germineze toate semințele de buruieni. Și aia va fi până în primăvară. Va fi până în primăvară. Așa. Și în primăvară, când plantele, când buruienile sunt de aproximativ 8-10 cm, faceți o erbicidare cu un erbicid total plus dicopur top, în 10 zile aveți terenul perfect. Și după aceea... Dicopur top cât se pune la 10 zile de apă? Cum? 30 de mililitri. 30 de mililitri. Și totalul 25 de... 250 de grame la 10 litri. 250 de mililitri. Da. 250 de mililitri la 10 litri. La 10 plus 30 de mililitri de dicopur. Ăsta accelerează absorpția substanțelor și plantele mor mult mai repede. După ce ați adunați materialul, după 3 săptămâni totul este uscat, adunați materialul vegetal uscat. Important este să nu lăsați buruienile să facă sămânță până le erbicidați, pentru că își aruncă sămânța pe pământ și le-ați omorât pe cele verzi, dar sămânța nu a omorât și vor răsări altele din sămânță. După 3 săptămâni puteți prelucra solul, să-l nivelați, să-l tasați, să-l pregătiți cu nisip, cu zone de drenaj și să puneți gazonul, fie pe rulouri, fie însămânțat. Dar acum, în octombrie, spre exemplu, dacă e vremea bună, aș putea să fac scarificarea la gazon? Da, sigur. Da, cum? E obligatorie. Ce sămânță îi dau eu acum la gazon, după ce fac scarificarea? La gazon puteți să dați un îngrășământ complex care să aibă, de exemplu, 15-15-15. Merge perfect pentru așa ceva. Sau mai puteți să folosiți, dacă aveți, numai
cu fosfor și potasiu îngrășăminte. Azotul puțin stimulează vegetația și dacă vine înghețul repede, s-ar putea să fie firul ierbii afectat. Fosforul și potasiu ajută la rezistența gazonului pe timp de iarnă și la stimularea dezvoltării rădăcinilor. După ce faceți scarificarea, puteți să dați cu fosfor și potasiu. Dar să știți că sunt gazoane care au reacționat foarte, foarte bine, cele care n-au fost îngrășate în toamnă și au trecut iarna aproape în stare de latență și primăvara li s-a dat un booster de îngrășăminte. Numai după ce dau îngrășământul ăsta, trebuie să ud sau... Neapărat. Da, și mai este încă o chestiune. Trebuie neapărat să faceți un tratament pentru bolile foliare și în special pentru mucegaiul de zăpadă. Nu știm ce cantitate de zăpadă cade și dacă îi de 15-20 de centimetri, poate să apară mucegaiul de zăpadă. Și atunci să folosiți produsul Amistar. Cu ăla am dezinfectat fiecare cosire, am dezinfectat și mașina și am dat și pe gazon. E corect. Puteți să dați și pe gazon și îl pregătiți pentru iarnă. A spus dumneavoastră în primăvară, nu mai am acum în agenda, la pomii fructiferi toamna, ce var din ăla să combinăm cu un insecticid? Cum îi zicea la soluție? Să dăm ca un fel de var pe pom. Teracalco. Teracalco este un carbonat de calciu cu 99% calciu. Îl folosim în recomandări pentru culoarea albă și pentru faptul că se poate amesteca cu insecticide și cu adjuvanți să creeze acea peliculă albă pe scoarța pomilor, care v-am spus că o recomandăm făcută în toamnă pentru a proteja de radiațiile solare trunchiul pomilor, a căror scoarță poate să crape din cauza diferențelor de temperatură între zi și noapte. Dar și de animalele sălbatice, dacă nu aveți gard. Nu am animale sălbatice, că stau între case. Da, nu v-am spus, sunt care nu au gard și substanța respectivă are un gust amar și în momentul în care o căprioară sau un iepure mănâncă din coșe, nu mai mănâncă pentru că are un gust amar. Și Teracalco vă e bun și în viticultură și în legumicultură. Să-l incorporați în sol pentru că corectează aciditatea solului și reface structura solului ca să fie mai permisiv pământul pentru rădăcinile plantelor. La compoziția asta, Teracalco, la 10 litri de apă, cum pun? Nu trebuie în apă. Trebuie să prăfuiți terenul și să-l incorporați. Când îl aplicați pe teren, când îl aplicați pe pomi, atunci trebuie să faceți în funcție de ce cantitate aveți nevoie de pastă. Vă spun eu, la 2 kg de Teracalco, 5 litri de apă și 10 ml de adjuvant. Nicea sau breakthrough. Da, și puteți să puneți... Nicea sau breakthrough, le găsiți și pe site-ul Verdon, produsele de care vă vorbim. Și puteți acolo să adăugați un insecticid. Talent super, vă recomand. Poftim? Talentul super ca insecticid vi-l recomand. Talent super. Talent și super sau Midos Energy mai puteți să adăugați când aplicați pe scoarța pomilor. Și la Buxus am dat cu pasta, cum ai zis dumneavoastră, dar... Am dat, nu știu, a venit prea repede, au venit omizile anul ăsta. Pot să dau, de exemplu, din aprilie prima îmbăiere sau cum... Din martie vă recomand. Martie, da? Eu din martie am identificat fluturi și omizi în prima dată apar fluturii. Din martie faceți o dată pe lună tratament cu insecticid până în luna octombrie. Eu am văzut... Până în septembrie. Septembrie-octombrie depinde de zonă și depinde de cât este mare infestarea. Asta e, că... Bineînțeles, de condițiile climatice. Atunci când dumneavoastră vedeți deja coconul în vârfuri de creștere, deja ouul e pus și larva se formează. Forma buxusului este distrusă pentru că larva a început să mănânce vârful de creștere. Își adună frunzele și se formează acolo un cocoloș. Da. Păi de asta, dar am început să dau, dar am dat prea târziu și de bine că mi-a spus acum și dăm mai repede. Și de exemplu la piersic aici, nectarin,
cu ce aș putea stropi acum pentru toamnă? Că frunzele văd că la unii, la unii piesi se... Lăsați-le până în noiembrie să cadă, să matureze lemnul și după aceea, dacă vreți, puteți să faceți tăierile în noiembrie, dacă nu, la caiș, piesi și nectarin, în primăvară. Și atunci vă spunem... Vă spunem noi că încă nu știu ce substanțe o să apară în comerț. Și în funcție de apariția substanțelor, vă și recomandăm. Vă mulțumesc frumos! Sănătate! Multă sănătate vă dorim! Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm. Salut, bună! Bună seara! Să rămână, doamna inginer, să vă ascultăm, spuneți, sunteți în direct. Vă ascultăm, spuneți. Da, vă aud. O întrebare am și pentru dumneavoastră. Am luat niște complex 15-15-15. Da. Și aș dori și eu să am niște pom de 10-11 ani. Ce gramasă pun la ei? Dacă dumneavoastră aveți pomi așa bătrâni, la proiecția coronei pe sol, faceți un mic șențuleț așa de vreo 10 cm adâncime, da? Da, da. Cu cazmaua, puneți îngrășământ acolo în jur, cât îți de înalți, cam ce înălțime au? 2,5, că nu le-am dat înălțime. Așa, 2 kg e suficient la fiecare. Da. Și eventual le acoperiți, vine ploaia, vine zăpada... Și ajung exact la rădăcinile active, la perișori absorbanți. Acum, în luna lui octombrie, nu? Octombrie, noiembrie. Mai puteți aștepta puțin. Da, mai aștept. Da. Că poate ori mai veni. Dacă pomii nu intră în repaus și le dați azot, ei o să vegeteze până târziu, apa o să rămână în ramuri și o să vă înghețe peste iarnă. Da. Deci nu mă grăbesc. În noiembrie, cea mai bună treabă. Da. Că la noi aici, la Ionești, azi a fost o secetă cruntă. N-am posibilitate să irig și... Acum îngrășămintele care nu sunt însoțite și de apă nu ajung în circuitul plantei. Pentru că odată cu apa, pomul își extrage elementele nutritive din pământ. Încerc, doamna, în primăvară să fac un puț și poate reușesc să... Deci puteți să dați îngrășăminte, dacă pământul nu are apă, ele vor rămâne acolo și se spală când în profunzimea solului. Când vine apa, se spală în zona rădăcinilor. În noiembrie dați-le liniștit că în luna noiembrie se face și fertilizarea cu complexe, se face și fertilizarea cu gunoi de graj. Da. Că le-am dat 2 ani de zile la rând numai îngrășăminte organice și am zis să mai încerc și cu complexe din astea. Sigur. Și mai puteți corecta în momentul pornirii în vegetație primăvara și cu îngrășăminte foliare. Sunt acum o mulțime... Le dau și poliplan, și groba. Da. E o treabă bună. Cunoașteți tehnologia. Mai aveți întrebări? Da. Nu, mulțumesc mult și sunt foarte mulțumit de sfaturile dumneavoastră și am avut rezultate. Cu mare drag și noi vă mulțumim pentru feedback-ul pe care ne-l dați și vă așteptăm cei care ne urmăriți să ne trimiteți și imagini cu recoltele pe care le-ați obținut anul acesta pe adresa de e-mail. Altfel, noi ne putem să încurajăm și pe cei care încă nu au prins gustul agriculturii făcute la nivel de informație înaltă, adică noi le spunem ce au de făcut, ei doar trebuie să facă astfel încât să se bucure de pe urma muncilor, de roadele pe care le obțin. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara! Două întrebări am. Am pregătit terenul pentru a pune în salată ceapă, usturoi. Da. Ce se întâmplă? Dacă dau cu stomp aqua, se întâmplă ceva, pentru că voi pune peste 3 săptămâni. Numai puțin. Deci dumneavoastră nu le-ați plantat? Nu. Unde peste 3 săptămâni aș vrea să le pun. Afară sau în seră? Sau în solar? Afară.
Dacă le puneți afară, n-are rost să dați cu erbicid. N-are rost. Nu. A doua întrebare. Am pregătit terenul unde am zambile, narcise și mai multe plante din astea cu bulbi. Am pregătit, am curățit frumos. Ele sunt de anul trecut acolo. Da. L-am pregătit, este pământul, doar deasupra este curat, complet. Dacă dau cu stop aqua, acum au ceva bulbi. Nu aveți voie să, nu aveți voie să erbicidați, v-am spus. Deci nu pot să erbicidați. Nu erbicidați. Gândiți-vă că erbicidul Stomp Aqua sau erbicidele peliculare funcționează astfel încât să împiedice răsărirea burienilor. Dumneavoastră acum în toamnă, prea puține burieni mai răsar. Dar nu răsar. Înțelegeți? Deci efectul erbicidului aplicat la acest moment este zero, pentru că buruienile de acum până în primăvară nu mai răsar. Semințele nu germinează. Fie că e secetă și sunt condiții neprielnice pentru așa ceva. Și consumați erbicidul degeaba. Bun, vă mulțumesc mult de tot. Multă sănătate. La fel, mulțumim. Multă sănătate. Alo, bună seara. Vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună seara, sunt din Deva. Vă ascultăm. Un erbicid total care să influențeze semințele care o căs până acum. Deci semințele nu le poate distruge. Nu. Numai plantele răsărite care au frunze. Erbicidul total, eu am mai explicat și vă explic și dumneavoastră. Am auzit ceva de la gazon plus dicopur. Da. La mine sunt o multitudine de burieni pe 3100 de metri. Se distruge tot. Erbicidul total funcționează prin absorpția, prin frunzele verzi ale burienilor. Dumneavoastră ne-ați întrebat de un erbicid care să blocheze germinarea semințelor. Și, da. Nu este. Am dat, de exemplu, în primăvară și s-a ras tot, s-a uscat tot, doar că am avut și noi trei ploi aici la Hunedoara și deja au crescut și numai din sămânță apar. Deci unde aplicați erbicidul total pe masa foliară, numai din sămânță mai apar buruieni. Și atunci, dacă fac în primăvară o erbicidare, cum răsare buruiana, iarba, tot ce vreau să... Să vă spun cam cum. La 15 centimetri. Da, răsar buruienile de 15 centimetri. Faceți erbicidarea cu compoziția care v-am spus. Mai spuneți o dată, vă rog. Deci, în 10 litri de apă, da. 250 de mililitri de erbicid total... O firmă anume, o marcă anume? N-are importanță. Erbicidul total este pe bază de glifosat. Glifosat, da. Aia știu că trebuie să mă uit pe... Atât. Și puneți 250 de mililitri la care adăugați 30 de mililitri de dicopur top. Dicopur top. Așa. Da. Și în 10 zile terenul vă este liber, complet, puteți să prelucrați. Dacă nu ați avut terenul cultivat mult timp și rezerva de sămânță este mare în sol, ca să aveți terenul negru, va trebui să repetați această lucrare pentru că sunt diferite specii de buruieni, răsar în momente diferite, unele mai repede, unele mai târziu. Această lucrare va trebui să o repetați pentru că și germinația se produce mai repede la semințele aflate la suprafața solului, cele îngropate germinează mai târziu. Sau mai este încă o chestiune. Deci trebuie tot timpul să repetați această lucrare până vedeți că gradul de răsărire este tot mai dispersat. De exemplu, mi-au ajuns 3 litri de erbicid total, dar eu n-am mai adăugat și dicopur și am avut în primăvara asta. Sigur, dar ce se întâmplă? Dicopurul grăbește moartea plantelor. Și nu mai durează, dacă dați cu erbicid total, durează cam 2 săptămâni. Da. Înțelegeți? 14-15 zile. Dar dacă puneți dicopur,
în soluție. În 10 zile terenul este complet ras de buruieni. Și nu însă mai este încă o chestiune. Ce plante puneți acolo? Nu pun nimica. Dacă nu puneți nimica, nu pun nimica. Atunci puteți să repetați erbicidarea în primăvară când plantele sunt din nou de 10-15 cm. Nu le lăsați să facă sămânță. Măcar cele care răsar să nu mai arunce sămânță în sol. Deci erbicidațiile... Da. N-am fost pe fază acum de 2 luni de zile, n-am mai fost acolo și când am văzut ce... Da, dacă spuneți... Buruieni lemnoase am și înalte până la brâu. Da. Dar nu mai are rost. Și dacă și buruienile, dacă sunt de 2 metri, le omorâți. Nu este nicio problemă. Să aibă frunza verde. Să rămână, dar deja am mâine oameni la coastă, așa că mai bine pentru la anul, da, mai hotinim. Da, nu-i rău că cosiți, este foarte important ca să sperăm că buruienile n-au sămânță ajunsă la maturitate și prin coastă. Dacă la 2 metri au sămânță. Deci vă dați seama ce rezervă de sămânță de buruieni aveți noastră acolo în grădină? Sămânța germinează în primăvară, nu vă faceți probleme. Dacă nu asta n-ar fi o problemă, că mi-am luat aparat din ăla cu electric, deci nu mai cred să dau la pompă deloc, merge pe electric. De asta vă spun. Că n-au fost prezentă după ce-o plouat, bată noroc cu treabă. E simplu, dacă repetați erbicidările, nu se mai, nu mai apar. Pe an așa ar fi cam 3? 2 tratamente, dacă le faceți corect, până în toamnă nu mai aveți probleme. Dar să le faceți corect. Da, cu dicopur, am înțeles. Erbicid total cu 30 de mililitri de dicopur. Lăsați plantele să crească așa 10-15 cm, faceți erbicidarea, o lună jumătate nu mai aveți probleme, după care o să înceapă să apară. Mai cresc o lună, da? Mai faceți o erbicidare și ajungeți în luna septembrie. Să rămână din suflet. Da. Sănătate. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc din suflet. Eu cu erbicidare, mare terenul și nu... Da, și nu răzbiți cu ăsta. Puneți ceva culturi acolo după ce îl curățați. Vreau să-l vând. Da, este cea mai bună lucru. Așa scăpați și de buruieni. Și la primăvară vreau să ajung și eu la cireșe, fără să not în buruieni. Am înțeles. Și, na, este cea mai simplă, simplă metodă de a scăpa de buruieni este să vindeți terenul. Să nu mută din suflet. Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămâne, doamna Cristina, să trăiți, domn profesor. Trăiți în noastră. Am intrat și eu pe site-ul Verdon și am văzut că au apărut ceva noutăți. De exemplu, un fungicid, după cum scrie acolo, foarte, foarte bun ar fi, Funres. De rapă, în mană, făinare, bășicare. Da. E... De ceva asta, de el să știu dacă nu. De asta am spus că trebuie neapărat să așteptați perioadele, că noi ne interesăm ce iese pe piață nou și vă recomandăm. Întotdeauna am ieșit cu produse, însă vreau să vă spun un lucru. Înainte de a face recomandarea și de a vă spune că vă dați banii pe niște produse și n-au rezultate, nu facem. Noi luăm produsele alea, le testăm la noi în grădină și după aceea vă spunem ce se întâmplă. Vorbiți despre fungicidul Funres. Da, fungicidul Funres, da. Să citiți puțin descrierea lui, că e pentru o agricultură ecologică. Da, e bio, de asta. Da. Scrie că se dă până recoltez. Da, de-aia vă zic. Dacă accesați agricultura ecologică și vreți să faceți în direcția asta, produsele de la Atlantica, să știți că sunt niște produse bune. Deci eu n-am luat produse până nu a recomandat dumneavoastră. Și mai este iarăși un fungicid, Bioprotect și un insecticid Nemex, care zice că împreună fac dezinsecție și dezinfecția solului, e adevărat? Nu l-am testat, nu știm. Dezinfecția solului, eu o știu de foarte multă vreme cu Formol. Dacă faceți cu produsul ăsta... Păi eu nu, eu v-am întrebat pe dumneavoastră ca să știu dacă altfel nu-l leu. Nu-l știu.
Păi nu vă au pe dumneavoastră că spuneți că e testat, nu le cupă nici bioprotecție. Da, există varianta ca cineva să-l fi testat și noi să nu fi ajuns la aceste informații. Sau puteți să-l testați dumneavoastră să ne spuneți dacă funcționează da. Sau nu. La problema fel, e că toate trei mă duc foarte scump sunt. La fel vreau să vă spun și despre produsele bio. Păi sunt bio toate astea. Să nu vă așteptați la minuni. Eu numai atâta vă spun, altceva nu vă spun. Nu. Deci asta, de asta m-aș întreba pe dumneavoastră ca să știu ce fac. Mă duc la om 9 milioane și... Da, nu suntem împotriva agriculturii ecologice, dar să știți că agricultura ecologică impune o muncă asiduă și o cunoaștere a bolilor și dăunătorilor și a biologiei și fiziologiei plantelor fantastică. De asta că am citit acolo că sunt foarte, foarte bune, dar să dau atâția bani și nu obțin produse cât dau pe ele. Știți, da. cum e treaba? Tot țăianul laudă marfa. Da. Bun, asta am vrut să... Dacă, deci până nu vă au pe dumneavoastră când anunțați... Sigur. Eu mă urmăresc de foarte mult timp și ce a spus dumneavoastră, asta am luat în considerare și am grădina foarte bună și n-am problema în roșii și acum mănânc din ele din iunie. Ați văzut? Și nu moare nimeni. Și substanțe care noi le recomandăm de ani de zile. Da. Am respectat exact cum a spus și am roșii ce nu are nimeni mănânc și acum foarte, foarte frumoase. Poftă bună! Vă mulțumesc foarte mult! O zi plăcută! Multă sănătate vă dorim! Alo, bună seara! Vă ascultăm, sunteți în direct! Bună seara! Mi s-a uscat 4 vișini. Da. Unul e plin de clei până la toată tulpina, iar ceilalți nu au clei pe ei, dar s-au uscat. Să vă întreb care ceva. Vă întreb ceva. Când le-ați văzut așa uscați, v-ați uitat și pe pământ, nu aveți găuri? Nu. Nu există. Dacă sunt găuri de la șoareci. Dacă s-au uscat așa și crengile s-au uscat, câți ani au? 5, 6, 7 ani, nu mai mult de 7 ani. Nu există acolo, numai șoarecele de câmp poate să producă asemenea necazuri. N-ați încercat să-l mișcați puțin să vedeți dacă se mișcă în pământ? Nu, n-am încercat. Încercați să-l zgâlțiți puțin să vedeți dacă se mișcă ușor în pământ. Dacă se mișcă ușor în pământ, cu siguranță rădăcinile care s-au ramificat au fost secționate și va ieși ușor din pământ, motiv pentru care s-au uscat în perioada de vegetație. Cel cu clei este foarte clar că s-a uscat din cauza moniliniei, dar pare... Dar i-am stropit, am făcut toate stropirile și să știți că am dat cu corul și cu signum și pe tulpină și lângă pământul de lângă tulpina. Bine, signum pe pământ nu are niciun efect, deci ăla trebuie dat pe frunze. Dar să vă spun ceva, se poate manifesta și monilinia chiar dacă faceți tratamentele, însă trebuie neapărat repetat în fiecare an făcut tratamente pentru că boala respectivă există în seva plantei. Nu o distrugem ușor, doar o stopăm. Da. Atunci... Eu v-aș recomanda la pomii ăștia tineri să vă uitați pe teren mai atent, pentru că nu există acolo, dacă vi s-a uscat, sunt colonii de șoareci de câmp. Și să vă cumpărați cuburile cerate Vebitox și să le aplicați. Și o să vedeți că o să aveți rezultate. Mai ales acum când seceta a fost cruntă anul ăsta. Domnul inginer, și în cazul în care îi scot, că trebuie să-i scot, pot da. Pune alții în aceleași grob? Puteți să puneți alții în aceleași grob, nu este nicio problemă, însă eu vă recomand în momentul în care săpați groapa și vreți să plantați în toamnă, automat să vă cumpărați cuburi cerate și la fiecare plantă, la fiecare pom care îl plantați, la nivelul rădăcinilor puneți 3-4 cuburi cerate. Pentru că șoarecele de câmp merge și el iarna n-are ce mânca decât rădăcinile de la pomii ăștia tineri. Și mai cu drag mănâncă cuburile cerate și moare decât să mănânce rădăcina. Am înțeles.
Bine, bine, vă mulțumesc mult de tot. Mare drag. Multă sănătate, alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, doamna Cristina, să trăiți, domnul inginer. Trăiți dumneavoastră. Am folosit dimilinul, da? Anul trecut, mi-a spus dumneavoastră. Da. Și l-am folosit în primă oară și a fost foarte ok. Mă bucur. Deci, super. Două tratamente le-am făcut, cum a zis dumneavoastră, în primăvară și nu am avut probleme cu petele acelea circulare la măr. Da. Cu fiermișorul acela de la frunză. Deci un tratament super. Iar la măr am mai folosit iar la vide Telmetros. Da. Și a fost foarte bun. Dar nu este recomandat pentru pomii fructiveri. Bine, acum sunt multe substanțe care sunt și contraindicate pentru că sunt o mulțime din substanțele respective, substanța activă persistă foarte mult și intră în fruct. Și asta da. Nu-s bine de consumat. Noi le studiem problemele astea și vă spunem ce substanțe sistemice puteți folosi ca în decurs de aproximativ 2 săptămâni să se degradeze, să nu le consumați. Da, da, nu l-am folosit în când erau merele mici. Da. Să citiți pe plic perioada. Da, ce? Da, am văzut că are aceeași substanță activă ca decisul. Dacă are aceeași substanță ca decisul, nu este nicio problemă. Se degradează foarte repede. Da, da. Deci, super ok. Am luat produsele de la Verdun. Dacă are așa scrie pe el, Deltametrin. Da, Deltametrin 100 de grame. Nicio problemă, nicio problemă. În câteva zile se descompune substanța activă. Da. Și l-am luat de la Verdun, care sunt super, 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 super buni. Da, da. Sunt oameni serioși, să știți. Foarte serioși. Da, ne mulțumim pentru care acest... Nu păcălesc lumea cu substanțele. Nu. Și răspund repede cerințelor dumneavoastră, vă dau variante de produse în cazul în care trebuie să le înlocuiască și nu sunt pe stoc. Da, partenerii noștri sunt în general oameni serioși, la fel cum v-am învățat, foarte că nu recomandăm decât produsele testate, la fel nu facem parteneriate decât cu oamenii care și sunt serioși. Referitor la produsele bio, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Nu neapărat, n-aș vrea să deschidem o discuție, v-am spus, se poate agricultură biologică și ecologică. Este multă muncă. Da, este și multă muncă și multă știință. La o invazie de insecte sau de... Nu. Niciun insecticid bio nu face față la asemenea asta, încărcătură mare. Deci... Cum am avut invazia anul trecut de viermele acela, păi îl tratam eu vreodată cu substanțe bio, niciodată. Nu. Acum, sigur, sunt substanțe și substanțe, însă sunt chestiuni care le recomandăm în agricultura biologică, acolo unde lumea este mai atentă și are timp să se ocupe de cultură. Acolo unde lumea face tratamentele doar o dată la 2 săptămâni, este o problemă. Bunicii noștri au trăit cu tot felul de produse dintre astea care le-au scos de pe piață și au trăit, au 90 de ani și... Da. Pe vremea bunicilor noștri, acum să vă, dacă tot suntem la discuția asta, pe vremea bunicilor noștri se făcea agricultura la nivel înalt. Nu erau atâtea boli și atâția dăunători, pentru că culturile erau întreținute de ingineri la CAP-uri, la asta făcute în masă tratamentele. Acum, pentru că am ajuns să nu ne îngrijim grădinile, să fie terenuri lăsate pârloagă, să fie plante neîngrijite, dezvoltarea bolilor și a dăunătorilor, unul la mână, este din această cauză și doi la mână, pentru că și-au creat și forme rezistente și se adaptează. Mai există și boli și dăunători aduși din străinătate odată ce am scos controlul la vamă. Tuta. Și mai este încă o problemă, eu am spus-o în mai multe rânduri, tot ce este evoluat genetic este mult mai exact, sensibil. Deci se umblă la codul genetic, la rezistența plantelor. Nu-i tot una că e unul sălbatic care nu-l distruge. Și aia sălbatic așa. Sunt atacați. Deci chestiunile cu evoluția genetică este o problemă. Deci acolo se umblă la codul genetic și sunt probleme. Sigur că cei care creează soiuri au și în vedere treaba asta, să
umble și să înmulțească genele care rezistă, fie la o boală, fie la un dăunător sau mai știu eu, însă sunt probleme. Deci la plantele care sunt evoluate din punct de vedere genetic. Exact. Bine, vă mulțumesc. Mulțumim, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul profesor, la pomii fructiferi pot să vin cu bălegar de oaie și de capră în proporție egale la sol, puteți, la coroană? Puteți să puneți cât doriți. Puteți să puneți acum în luna octombrie, noiembrie, cât doriți. Nu este nicio restricție. Bun. Și o a doua întrebare. În solar aș vrea să fac dezinfecția cu balsamid, dar aș vrea să pun și același bălegar de oaie și de capră. O fac acum, încorporez sau încorporez balsamidul și după aceea vin cu bălegarul? Da, puteți să faceți următorul lucru. Deci dumneavoastră împrăștiați bălegarul. Și de oaie, da? Și de capră îl împrăștiați. Pe lângă ăsta, da? Împrăștiați peste el teracalco. Da. Și după aceea băgați motocultorul și îl încorporați în sol. Da? Și cu balsamidul? După aceea, după ce ați prelucrat solul, aplicați balsamidul, este tot o pulbere. Da. Aplicați balsamidul, îl încorporați din nou cu motocultorul și îl udați. Am înțeles. Să pornească efectul. Dar să aveți în vedere să nu fie temperatură sub 10 grade Celsius, că altfel balsamidul nu lucrează. Am înțeles. Mulțumesc mult, emisiune plăcută. Multă sănătate vă dorim și la plantare, indiferent că vorbim de orice plantă, că transplantăm plantele ornamentale dintr-un ghiveci în altul, că răsădim căpșunii, că plantăm pomi tineri, folosiți stimulatoarele de înrădăcinare. Razomax-ul găsiți pe site-ul Verdon și în funcție de cultură, dozajul la 10 litri de apă aplicat odată cu apa de udat vă asigură o dezvoltare a sistemului radicular și o prindere mult mai bună a plantelor. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Să rămânile, să trăiți. Bună seara. Nu vă supărați. Am 4 ari de teren. Da. Și în acest teren s-au rămulțit șalcâmii. Da. Și în primăvară am curățat tot odată. Da. Eu fost pământul gol și am dat cu erbicii total. Da. Acum au început, i-au crescut din primăvară și până acum au 2 metri. Da. Ce aș putea să fac? Puteți cu... cât erbicii total ați aplicat? E 250 de grame. 250 de mililitri în 10 litri de apă, da? Da. Deci, la salcâm, rădăcinile le distrugeți greu. Dar, dacă dumneavoastră acum puteți să aplicați un erbicid total pe frunzele la lăstarii respectiv, le defoliați și să usucă. Însă, da, în primăvară, când reapar, că o să mai reapară lăstari, să nu-i lăsați mai mult de 20 de centimetri și să erbicidați din nou. Rădăcinile la salcâm se distrug greu. Da, da, da. Deci trebuie să-i cură, să-i tai și după aceea să-i erbicid iară? Deci, dumneavoastră acum, în perioada asta, dacă spuneți că sunt de 2 metri și au frunze pe ei. Da, au și cărcați. Bun, faceți o erbicidare acum. Să usucă, substanța pătrunde în lăstarul ăla de 2 metri și ăla să usucă. Da. Dar din rădăcină mai apar alții în primăvară. Da, și da, atunci ăla nu-i lăsa să crească 2 metri, îi lăsa să crească 20-30 de centimetri. Și faceți din nou erbicidare și cu siguranță rezolvați problema. Dar trebuie să aveți răbdare pentru că rădăcina la salcâm se distruge greu. Da, da, da. Mai aveți întrebări?
Atâta, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim și noi, multă sănătate vă dorim. Pe site-ul Casa Plant, acum încercam să caut produse bio și alte produse, pe site-ul Casa Plant am găsit un produs care este benefic celor care au, aveți plante ornamentale de interior. Este un balsam pentru frunze. Asta înseamnă că este pe bază de ulei, deschide porii frunzelor, frunzele devin mult mai lucioase și sunt numai bune ornamentale în casele dumneavoastră. Asta e evident pentru cele care le-ați ținut afară, nu înainte de a le face un tratament cu un fungicid, cu amistar și cu un insecticid. Vă recomandăm nisorun pentru ca carienii să pot să fie prezenți și pe aceste plante înainte de a le introduce în interior. Bolile și dăunătorii introdus odată cu plantele în interior le vor îmbolnăvi și pe celelalte din încăpere și tratamentul de combatere și de a bolilor și dăunătorilor în spațiu închis este mult mai greoi decât în spațiu acolo deschis afară. Acolo unde nu găsiți nisorun, puteți să puneți cu succes al verde. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim și cu alte informații în câteva minute.